în odaia lui, nu știm dacă în momentul respectiv era lipsit de inspirație sau nu, dar de cele mai multe ori, când nu ai ceva, când nu ai mintea ocupată cu ceva, te uiți pe geam să te ajute cumva pe isar. E, uitându-se pe geam, a văzut-o pe scara de incendiu. Nu zic că a fost muza lui, dar cred că, sau îmi place să cred că oricărui scriitor în lipsă de inspirație i-ar plăcea să vadă pe scara lui de incendiu, aproape de geamul lui, o muză cu care poate vorbi, și o muză reală. Ce îmi place la ea, că în toată dezordinea asta a ei, ea are o ordine. Și lucrul acesta se vede... și lucrul acesta se poate... Sau cel puțin eu l-am putut percepe. Pentru că am întâlnit Holly în varianta masculină. Și când îl întrebam cum de poți fi așa, chiar așa îmi zicea, în dezordine asta pe care tu o vezi, eu am o ordine. Și într-adevăr, l-am testat de câteva ori, am cerut ceva unde știam, David văzusem eu. Și mi l-a dat foarte, foarte ușor. E ca și când ai ascunde o carte sau într-un mandă de căl și el ți-o dă cu atâta luciditate încât te îndeamnă să-i mai ceri o alta. Să vezi dacă... Dezordinea lui. Da.